UDMR vrea să desființeze parțial direcțiile regionale ale ANAF și propune revenirea la vechea organizare din 2013. Acest lucru presupune trecerea competențelor de la nivel regional la nivel județean. Parlamentarii UDMR spun că, în acest fel, activitatea ANAF ar fi mai eficientă. Direcțiile regionale ar urma să aibă atribuții reduse, axate mai mult pe partea de îndrumare. Un proiect de lege inițiat de parlamentarii UDMR propune desființarea direcțiilor regionale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală și trecerea competențelor acestora la direcțiile județene ale fiscului. S-ar reveni astfel la modul de organizare existent înainte de 2013, atunci când s-a decis ca activitatea finanțelor publice să fie organizată în 8 direcții regionale, acestea preluând o parte din atribuțiile și competențele direcțiilor județene. Deputatul UDMR de Sălaj, Șereș Deineș, este unul dintre semnatarii proiectului de lege. Din punctul nostru de vedere, concentrarea și centralizarea activității finanțelor publice la nivel de regiune nu este o activitate benefică. Îndepărtarea de la cel care trebuie să plătească impozita instituțiilor care trebuie să realizeze adunarea acestor impozite, nu cred că este o activitate benefică. Deci noi considerăm că această activitate trebuie coordonată de la nivel de județ și nu de la nivel de regiune, având în vedere că aceste instituții de la nivel de județ nu au personalitate juridică, numai cel regional, o serie de activități sunt îngreunate, începând de la achiziția unor materiale, de la decizii, de la efectuarea de controle și, în general, pentru eficientizarea activității de strângere și adunarea impozitelor. Să fie direcții, să aibă personalitate juridică și fiecare să-și poată organiza activitatea fără coordonarea de la regiune, de unde de altfel nu se cunoaște situația specifică de la nivelul fiecărui județ. Direcția Județeană a Finanțelor Publice Sălaj aparține în prezent de Direcția Regională Cluj-Napoca. De menționat că UDMR a mai avut un proiect adoptat deja de Parlament care propunea transferul controlului asupra firmelor mijlocii de la cele 8 direcții regionale la direcțiile județene. Acest transfer ar fi trebuit să se facă de la data de 1 aprilie 2018, dar termenul s-a amânat până în data de 1 august 2018.